declarația întrunită de către Direcția de Sănătate Publică Neam s-a verificat respectarea protocolelor de lucru la nivelul unităților sanitare, la care a fost acordată asistența medicală pacientei care a fost victima accidentului rutier din localitatea Traian. Verificarea a cuprins atât derularea unei anchete administrative, cât și a unei anchete medicale. La această anchetă comisia a fost reprezentată de medici specialiști în medicină de urgență și s-a constatat, subliniez, că a fost respectată procedura medicală. Până în acest moment nu s-au aplicat avertismente sau sancțiuni, sub rezerva că documentația acestei verificări sau anchete a fost trimisă la Ministerul Sănătății spre analiză. Se așteaptă în acest moment răspunsul Ministerului Sănătății.